Primăvara a început cu echipa TSD și un trandafir roșu pentru doamnele și domnișoarele din orașul Strehaia. Invitat din Rătului Social-Democrat, vă dorim o primăvară frumoasă și tot ce vă doriți. Mulțumim la fel! O primăvară frumoasă! Tinerii social-democrați au luat la pas Strehaia, marcând începutul primăverii cu un gest simbolic și un trandafir roșu. Aceștia au oferit tuturor doamnelor și domnișoarelor pe care le-au întâlnit un mărțișor personalizat pentru a marca în mod tradițional începutul anotimpului primăvara și au împărtășit cu acestea un gâmbun și câteva urări de bine. Inițiativa acestui gest a fost unul foarte frumos. Totul a fost, sincer, nu m-am așteptat la acest gest. Sincer, la școală n-am primit nicio floare și asta a fost prima floare pe care am primit-o. Foarte frumos. Deci ți-a plăcut inițiativa celor de la TSD? Exact, foarte frumos. O inițiativă foarte frumoasă și mă bucur că, într-adevăr, da, este prima floare primită și, cum să vă spun, vă susțin. Deci, sunteți chiar foarte tari. Vă mulțumesc pentru floare. Și sper să continuați să faceți același lucru și anul viitor, următorul an. Este superb. Vă așteptați să primiți acest cadou de partea? Nu! Am ieșit să cumpăr ceva și chiar nu m-am așteptat. Foarte frumos! Vă mulțumesc! Pe lângă zâmbetele pe care le-au pus pe față tuturor doamnelor și domnișoarelor cărora le-au oferit trandafirul, membrii organizației tinerilor social-democrați s-au simțit și ei foarte bine, oferind bucurie și împărtășind gânduri bune. Aceștia au vrut să aducă primăvara și soarele în sufletele femeilor, chiar dacă vremea nu a fost tocmai una specifică anotimpului. M-am bucurat să fiu prezent la această inițiativă lăudabilă a colegilor mei de la Tineretul Social-Democrat Mehedinț și totodată m-am bucurat să văd că toate doamnele și domnișoarele au fost bucuroase de acest gest făcut de noi și ne-au primit cu brațele deschise și am reușit să le facem o zi puțin mai frumoasă. Echipa Tineretului Social-Democrat Mehedinți a marcat această zi de 1 martie într-un mod tradițional românesc, oferind mărțișoare personalizate și un gând bun doamnelor și domnișoarelor. Le și ne dorim o primăvară cât mai frumoasă, plină de motivație și inspirație. Sunt foarte, foarte fericit că am participat împreună cu Tineretul Social-Democrat Mehedinții la această acțiune în Strehaia și foarte bucuros sunt pentru că toate doamnele și domnișoarele au fost bine dispuse. Președintele Tineretului Social-Democrat Alexandru Cojocaru s-a dedicat trup și suflet pentru această activitate, pentru care, bineînțeles, a avut din plin sprijinul primarului orașului Strehaia, Ioan Giura, președintelui Consiliului Județean Aladin Georgescu, primarului municipiului Drobeta Turnu Severin Marius Creciu și al tuturor liderilor PSD care sunt alături de Tineretul Social-Democrat la fiecare pas. Ca de fiecare dată este o mare bucurie pentru noi să ne aflăm în mijlocul mehedințenilor. Vreau să mulțumesc pentru sprijin domnului primar al orașului Strehaia, domnului Ioan Giura, domnului președinte al PSD Mehedinți și al Consiliului Județean Mehedinți, domnului Aladin Georgescu, dar și tuturor liderilor Partidului Social Democrat care sunt alături de noi în încercările noastre de a aduce bucurie în rândul mehedințenilor. Cu această ocazie, în final, vreau să transmit tuturor doamnelor și domnișoarelor din județul nostru, vreau să le transmit o primăvară cât mai frumoasă, multă sănătate și toate visele lor să se transforme în realitate. Ca de fiecare dată, Organizația Tinerilor Social-Democrați din județul Mehedinți ne bucură și ne surprind în același timp cu fel și fel de inițiative menite să vină în sprijinul cetățenilor, dar să aducă și zâmbete pe fețele acestora. Tineretul Social-Democrat, vă urează o primăvară frumoasă, tot ce vă doriți voi să transformă în realitate. Mai mult decât atât, patrioți fiind până la final, nu uită de tradițiile românești, care ne definesc ca popor și le promovează în cele mai inedite feluri pentru a nu se risipi niciodată și pentru a rămâne moștenire pentru generațiile viitoare. Încă o dată, Tineretul Social-Democrat a fost în mijlocul societății, aducând fericire pe chipurile românilor.